Scutotitul, tratatul cu T mare. Am ajuns toate cele trei partide la o poziție comună în privința aceasta. Rog pe domnul președinte Ponta, care va trebui să-l aplice, sigur nu singur, să vă aducă la cunoștință conținutul acestei poziții. Vă rog. Bună ziua, foarte pe scurt. Atunci decizia noastră a Uniunii Social-Liberale, așa cum de altfel am anunțat-o de la momentul decembrie, consultările de la Cotroceni, nu s-a schimbat în niciun fel. Suntem de acord, credem că este necesar ca România să nu rămână în afara țărilor europene, să semnăm și ulterior să ratificăm tratatul european. Ceea ce nu este absolut deloc necesar și nici nu va fi cazul este să semnăm vreo hârtie cu cei de la putere. Nu ne-au consultat în niciun fel când au scris acea hârtie. Am văzut-o la dumneavoastră la televizor, că suntem, numele noastre sunt puse pe un document pe care nu-l cunoaștem și că ar trebui să semnăm ceva ce nu ne-a fost trimis niciodată și n-am fost niciodată consultați asupra lui. Tratatul este între România și celelalte țări din Uniunea Europeană, nu între coaliția de guvernare și opoziție. Când se va veni pentru procedurile parlamentare, participăm și ne exprimăm punctul de vedere. Sunt două lucruri punctuale pe care aș mai vrea să le adaug. În primul rând, că încă o dată cei de la putere lucrează pompieristic, fără a citi și fără a gândi foarte mult, ceea ce e foarte rău. Noi am cerut un lucru de bun simț pe care îl fac alte țări europene și anume o dezbatere publică și trebuie prezentat publicului din România ce prevede acest tratat și care sunt consecințele pe termen mediu și lung, pentru că sigur ni se va aplica de la momentul intrării noastre în zona euro, dar prevede un tip de disciplină bugetară și de constrângeri bugetare care implicit vor avea repercursiuni asupra investițiilor publice, asupra sănătății, asupra educației, asupra domeniilor care au finanțare de la buget. Dacă cei de la putere n-au reușit să facă și practica noului guvern ungureanu este absolut identică cu practica vechiului guvern Boc, și anume semnăm, nu știm ce semnăm, nu discutăm cu nimeni, cum s-a semnat la acta, se semnează și acum, după care strigăm că de ce nu toată lumea este de acord. Iar al treilea lucru, tratatul este un tratat interguvernamental și în mod sigur ne așteptăm și nu are nevoie de vreun mandat de la noi în acest sens, ci are nevoie doar de respectarea legii, ca primul ministru al României, în funcție, domnul Ungureanu, să meargă la Bruxelles să semneze acest tratat. Dacă iarăși ne trezim cu președintele țării ducându-se în locul primului ministru, repet, înseamnă că față de guvernul Boc nu s-a schimbat nimic, decât numele celui care ocupă funcția de prim-ministru și, din păcate, modul de acțiune nu. În rest, șirul nesfârșit de insulte, de jigniri, de tot felul de atacuri, care mai de care mai puțin onorabile din partea reprezentanților PDL, este un semn foarte clar pentru noi că termenul de dialog cu opoziția este absolut neserios. Nu vor să aibă niciun fel de dialog cu noi, nu fac altceva decât să ne adreseze epitete și acuzații care mai de care mai neserioase și, din păcate, se repet, nu s-a schimbat nimic din 9 februarie. Constatăm cu părere de rău acest lucru. Am mulțumesc. Despre o chestiune de presantă actualitate, despre fonduri europene, domnul președinte Daniel Constantin. Da, înainte de fondurile europene, vreau să vă fac și o completare vis-a-vis de tratat. Se pare că domnul președinte nu face altceva decât ce ne-a rugat pe noi să nu facem. La întâlnirea de la Cotroceni ne-a rugat să nu politizăm subiectul tratatului fiscal, fiind de importanță majoră. Am fost de acord cu toții, însă din momentul în care am ieșit, domnul președinte a profitat de moment, a încercat să preia inițiativa și am văzut patru oameni reprezentativi pentru conducerea acestei țări, semnând un tratat, o fițuică, pe care noi n-am văzut-o niciodată. Mai mult decât atât, domnul președinte Băsescu a mințit. Ne-a mințit pe noi în momentul în care am ieșit de la Cotroceni.
ne-a spus că va organiza dezbateri publice înainte de orice fel de decizie pe acest tratat. Nu s-a organizat, așa cum ați văzut și dumneavoastră, niciun fel de dezbatere, doar ce am văzut pe domnul Stolojan spunându-ne de la înălțimea Bruxelului cum România riscă foarte mult dacă nu semnează acest tratat, pentru că pentru dânsul și pentru România e important comerțul exterior cu țări din zona euro. Probabil că domnul Stolojan n-a avut timp la Bruxelles să învețe că suntem țară membra a Uniunii Europene, iar comerțul pe care desfășurăm cu țările din zona euro se numește comerț intracomunitar. Dar, mă rog, asta e alt subiect. Eu vreau să vă spun, legat de fondurile europene, așa cum ați observat și dumneavoastră, orice zi a guvernării PDL înseamnă bani pierduți pentru România. În această săptămână și săptămâna trecută am avut o altă mostră vis-a-vis de acest lucru. România riscă și în perioada următoare probabil că va veni suspendarea programului operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane. Din informațiile pe care le avem, acesta este doar primul program care va urma această procedură. Există mari semne de întrebare, chiar dacă domnul Orban, sigur că ne mai aruncă așa cât o aluzie vis-a-vis de acest lucru, știm foarte clar că sunt probleme și pe programul operațional sectorial, dezvoltarea capacității administrative, unde banii la fel sunt cheltuiți într-un număr destul de mic, dar sunt probleme la fel de serioase și acolo. Eu aș vrea să solicit în mod public domnului prim-ministru Ungureanu să facă public raportul de audit al Comisiei Europene cu privire la suspendarea plăților pe programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane, pentru că demiterea doamnei care a fost director la autoritatea de management nu cred că rezolvă situația, cu atât mai mult cu cât nu suntem convinși că problemele au ținut efectiv de dânsa. Și vreau să vă citesc în sensul acesta o declarație a domnului ministru Lăzăroiu la acea vreme, 19 septembrie, care ne spunea că doamna Carmen Ionel, demisă, repet, pentru incompetență de domnul Ungureanu, era o femeie foarte competentă, făcea declarația 19 septembrie, am discutat și cu cei de la Bruxelles și acolo au fost numai cuvinte de laudă pentru această doamnă, spunea domnul Lăzăroiu. Nu știu cum în 3 luni de zile doamna este vinovată de tot ce înseamnă plățile pe acest program și prin demiterea dânsei putem să rezolvăm această problemă și vom accesa bani mai mulți. În această ordine de idei, săptămâna viitoare Uniunea Social-Liberală va organiza o dezbatere publică în care intenționăm să prezentăm o parte din soluțiile pe care noi le vedem pentru îmbunătățirea gradului de accesare a fondurilor europene. Pe de altă parte, încercăm să identificăm cu informațiile pe care le avem la îndemână problemele care generează astfel de economice, fondurile europene fiind, așa cum știți, și acum și după anul 2012, principala sursă de investiții pentru România. Ca o comparație, în ianuarie 2012, România a cheltuit, nu a tras niciun ban de la Bruxelles, 0 euro, dar, în schimb, e mai ușor, nu-i așa, să te împrumuți, s-a împrumutat 5,6 miliarde de euro de pe piețele externe și interne. Mulțumesc. Da, doamnă, vă rog. Foarte bună. Concluziile sunt că Statele Unite ale Americii, ca și Uniunea Europeană, rămân un partener strategic pentru România și că viitorul guvern al Uniunii Social-Liberale, după alegeri, va continua proiectele începute. Este vorba despre proiecte de cooperare militară în cadrul NATO, de proiecte de colaborare politică în regiune și de proiectele de colaborare economică, în special în zona energiei. Iar partenerii americani așteaptă în România un proces democratic în acest an de alegeri, la fel de democratic ca și la dânsii, de altfel în luna noiembrie, și cei care vor fi votați de către cetățenii României, aceia sunt partenerii autorităților americane în România. Și invers. Ce s-a modificat cu domnul Antonescu? Am mai dat această explicație, chiar. O reiau eu, dacă doriți, pentru că a dat-o doar domnul Antonescu și o mai reiau eu. Din luna ianuarie, constatând că scena politică românească aduce în fiecare zi câte un nou eveniment și o nouă surpriză, am hotărât că mergem în continuare pe programul nostru de vizite externe, dar de fiecare dată
măcar unul dintre copreședinți este aici la București. De altfel, domnul Antonescu, știu că săptămâna viitoare va fi în Germania într-o vizită, eu sunt în București. Când voi merge eu în Danemarca, va fi domnia sa. Este avantajul muncii în echipă. De-aia domnul Băsescu nu poate să fie și președinte, și prim-ministru, și ministru de interne, și toate cele, și președinte al Camerei Deputaților în același timp. Ne va ajuta foarte mult, pentru că cei de la PDL, ca de multe ori, îi consideră pe toți românii proști și ușor de manipulat. Orice om normal întreabă, dacă tu ai majoritate în Senat și în Camera Deputaților, de ce nu veniți voi la servici? Pentru că cei de la USL, din cele patru motive pe care le-am enunțat și dacă doriți le mai enunțăm o dată, suntem în protest. Dar dacă voi sunteți mai mulți, de ce nu veniți la servici? A doua întrebare și mai simplă. Sunt săptămâna viitoare, cred că vor fi niște legi importante pentru mecanismul de cooperare și verificare în Parlament. Și întrebarea noastră pentru pedeliști, întrebare pe care o înțelege orice român. E mai importantă Roberta Anastase decât mecanismul de cooperare și verificare? Răspunsul lor este da. E mai importantă Roberta Anastase decât să funcționeze Parlamentul. Așa încât ne prezentăm la vot și oamenii vor decide dacă noi am făcut bine că am protestat sau dacă ei au făcut bine că au rămas în brațe cu Roberta Anastase și cu cei de la UNPR. Pentru aceste legi legate de mecanismul de cooperare, veți veni în Parlament sau ați spus că la anumite legi importante? Deocamdată, în afară, repet, de insultele pe care am putut să le citesc la dumneavoastră în presă, eu fiind plecat săptămâna trecută, insulte proferate de niște domni Voinescu, Preda și alții care văd că se ocupă mai recent cu acest gen de insulte și de cuvinte care țin un pic de bună creștere. În afară de aceste lucruri, niciunul dintre noi n-a primit niciodată nicio adresă, niciun telefon, niciun SMS, nimic de la cei de la putere. Să discutăm, de exemplu, despre codul de procedură civilă. Nici vorbă. Singurul lucru pe care l-am primit, Anastasie de neatins, cum era și doamna Udrea de altfel până de curând, uneperiștii sunt trădători, dar sunt trădătorii noștri, noi nu vrem să discutăm cu voi. Și a doua întrebare, ați dat și vreo apropo de America și de opoziție, ați dat acolo un interviu în care spuneați că opoziția nu are de gând să dărâme, să zicem, ce a făcut bun puterea sau bine, dacă ajunge la putere va face ceva mai bun decât la actuala putere. Interesul american. Doamnă, am răspuns la o întrebare referitoare la parteneriatul între România și Statele Unite, ori am răspuns un lucru pe care cred că îl considerați normal. Că nu o să anulăm tratatul pe care îl avem și care a fost semnat de către, dacă nu mă înșel, de către domnul Baconski în septembrie la Washington, doar nu o să-l anulăm noi că venim cei din opoziție. Mai ales că am fost de acord. Mai ales că am fost de acord și l-am susținut. Noi mai mult o să facem, o să-l și implementăm, pentru că până în 2015 trebuie implementat. E vorba de un interes economic pe care compania Exxon Mobil și împreună cu OMV Petrom îl au în exploatarea gazelor la Marea Neagră. Știți foarte bine, s-a primit o veste bună, sigur urmează să fie confirmată. Dacă această veste se confirmă, înseamnă că România nu va mai depinde de Rusia pentru importul de gaze. Cum să facem? Să retragem licențele? Sigur, s-au făcut un lucru bun și noi trebuie să-l facem și mai bun. Dar este vorba de acest colaborare cu partea americană sau de chestiune de principiu? Chestiune de principiu. Dacă sunt lucruri bune făcute de către orice putere, de ce trebuie să le stricăm? Doar că asta nu înseamnă că noi cel puțin și cred că nici partenerii noștri internaționali pot să treacă cu vederea, pentru că s-a semnat un tratat cu scutul antirachetă, care e foarte bun, nu înseamnă că poți să treci cu vederea corupția din România, la nivel administrativ, sau poți să treci cu vederea încălcarea standardelor democratice, sau poți să treci cu vederea faptul că, iată, înțeleg că în trimestrul 4 suntem iarăși în scădere economică și dacă vom fi două trimestre la rând, e și mai rău. Asta e o chestie de bun simț.
Dacă aș fi domnul Voinescu sau domnul Preda, v-aș spune că nu trebuie să stricăm tot. Dar noi suntem mai maturi decât ei. Ce să zic, doamnă? Ați văzut, domnul Ponta a plecat în America. Eu am sperat la o atitudine mult mai prietenoasă, nu? Din partea celor de la putere. Faptele pedeliștilor le-ați văzut. Eu nu m-am băgat. De ce? Ca să nu stric vreo armonie. Când colo, pedeliștii, după cum ați văzut, cu afișe primitive. Sunt într totul de acord. Sigur, eu aș putea să adaug și, fără îndoială că toți suntem de acord cu chestiunea asta, chiar și dumneavoastră, așa, dacă ați fi la confesional undeva în mare intimitate, că în afară de acordurile astea cu americanii, cu chestiunile de politică externă, cele care s-au făcut, nu cele care nu s-au făcut, nu prea văd ceva bun făcut de această putere. Deci ei au făcut ceva bun când n-au avut de ales. Când au avut ei de ales, au făcut numai lucruri rele. Și în sensul ăsta sunt întru totul solidar cu declarația lui Victor Ponta, și anume că aceste lucruri, angajamente ale României, luate mai degrabă întâmplător, că așa a fost ciclu electoral, sorocul, sub această guvernare, sub acest președinte, vor fi evident respectate și continuate. Dacă îmi permiteți... Nu e prima dată când o spunem. Nu, tot în registrul acesta constructiv, dar oarecum separat, l-am văzut pe domnul Ungureanu spunând că vrea să obțină din combaterea evaziunii fiscale 2 miliarde de euro. Aș vrea constructiv să-i dăm o soluție, domnul Ungureanu, numai din dacă ar aplica TVA redus la produsele alimentare de bază, cred că 1 miliard de euro, cel puțin numai de acolo, din planificație, ar putea să-l obțină. Și încă 1 miliard dacă l-ar schimba pe domnul Blejnar. Dar mă îndoiesc că poate și are curajul să facă lucrul ăsta, domnul Ungureanu. Da. Asta, ce am discutat, v-am spus mai devreme. Sigur, o să vă dau o listă. De-abia m-am întors la ora 2:30. Da. 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 O să vă dau o listă. Vă rog. Ia, vreau să precizez încă o dată că lista întâlnirilor a fost stabilită dinainte de a pleca în America cu ambasadorul domnul Ghitenștin la București și am discutat și cu ambasadorul României la Washington și că toate persoanele care trebuia să ne întâlnim, ne-am întâlnit și eu și domnul Corlățean și domnul Dobrițoiu. Vă rog. În acest moment, în întâlnirea celor 4 condiții despre care ați vorbit dumneavoastră, ați fi suficiente pentru a reprezenta lucrurile care vor să fie cea de toleranță pe care le... Acestea 4 ar fi suficiente ca să ne așezăm la masa dialogului, să vedem dacă Parlamentul poate să funcționeze din nou normal. Deocamdată, Parlamentul nu poate să funcționeze normal și nu din vina noastră. Nu noi ne-am angajat răspunderea de 14 ori, ci guvernul pedelisto, uneperisto, udemerist. Nu noi am furat voturi, ci președinta Camerei Deputaților. Nu noi am format un grup parlamentar din niște oameni care n-au candidat niciodată. Și nu noi stăm lipiți în bănci, pentru că e foarte interesant de către cei care când vin la plen nu se mișcă din bancă. Spre deosebire însă de cei de la PDL, n-avem bani să facem afișe cu lipiți în bănci. Cine? De-ai mei, domnul Ghișe? Nu. Da, da. Ce facem cu domnul Ghișe? Ne ocupăm. Nu. Domnul, băi, nu, stați puțin. Eu sigur nu fac nimic cu domnul. Domnul senator Ghișe este un om care a spus un lucru foarte simplu, foarte cinstit. Nu văd nimic în ala locul lui. Omul a spus, nu e numai situația domniei sale, că este singurul său venit. Bineînțeles că noi vom respecta, inclusiv domnul Ghișe, decizia politică pe care am luat-o și așa cum am mai spus odată, ceea ce a făcut marea bucurie a ziarelor prietene inamicilor știm noi cui, o să ne ajutăm între noi, o să ne împrumutăm, o să ne susținem. Nu e asta problema. Fondul chestiunii este o grevă politică. Că unul ca domnul, să zic așa, Toader, nu pricepe asta sau se face că nu pricepe. Că unul ca domnul, ca să zic așa, Nelu Oltean, băiatul acela hotărât de la Bistrița, nu pricepe sau se face că nu pricepe asta. Că umblă cu mârlănii din ăsta de afișe și așa mai departe, e una.
Da, eu cred că dumneavoastră pricepeți. Deci este vorba despre o grevă cu semnificație politică. Am precizat foarte clar care sunt coordonatele acestei greve, care sunt condițiile pe care noi le punem pentru a discuta despre revenirea noastră la lucrări. S-a dovedit că acești oameni, cu niște avioane, cu niște blindate, cu cea mai mobilizat ei, pot să aibă majoritate. Deci cum au avut majoritate să-și pună acest guvern pe care nu l-au negociat cu nimeni din opoziție, ba chiar nu l-au adus la cunoștința opoziției, cu nimeni din afara găștilor, PDL, Băsescu, PDL, UNPR, ce mai sunt pe acolo, pedeliști maghiari, pot să treacă orice lege, chiar lege organică, da? Dacă vin toți. Deci în loc să facă afișe, să vină toți. Nu, nu, nu am această capacitate de a ghici. Vă rog. Sigur. Să ne retragem. Vă explic eu, pentru că e vorba de Camera Deputaților la Senat, unde da, este domnul Antonescu, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. La Camera Deputaților, asta a fost decizia noastră inițială, să nu participăm la plen și la comisii. În schimb, declarații politice, interpelări, întrebări care țin de activitatea directă a deputatului în raport cu colegiul pe care îl reprezintă, să aibă loc în continuare. Cei care au semnat vor dona acei bani așa cum îi donează fiecare dintre noi. Vă rog. Să nu, s-am scuzat starea de oboseală, dar sunt cu 8 ore în urmă, vă rog. Sau înainte, nu-mi dau seama exact. Asta, asta e un privilegiu. În prezent rău, vă spune. Haideți să vă explic. Haideți să vă explic ce spune legea și de fapt Convenția Internațională privind dreptul tratatelor și legea prin care România a ratificat convenția. Când e vorba de tratate interguvernamentale, cum este acesta, șeful de guvern și conform Constituției României, șeful guvernului este primul ministru, are dreptul, nu trebuie să-l ceară de la nimeni, nu trebuie să-i dea nimeni niciun mandat, are dreptul să meargă să semneze, după care Parlamentul ratifică sau nu tratatul sau convenția semnată de către primul ministru. Faptul că ei fac o înțelegere privată prin care desemnează o persoană privată, pe domnul Băsescu, să-l reprezinte pe primul ministru ungureanu la Bruxelles, este o chestie ridicolă pentru România. În continuare, la toate consiliile europene, participă 25 de prim-ministri, domnul Băsescu și domnul Sarkozy. Domnul Sarkozy, sper sincer, ca din luna iunie să nu mai reprezinte Franța, oricum, pe nicăieri. Constituția îi permite. După care, franceză, evident, având niște prevederi constituționale diferite de cele din România, pentru că acolo președintele numește direct primul ministru, da, și îl poate înlocui oricând pe primul ministru și pe oricare dintre miniștri. În România, conform legii și convenției internaționale, cel care ar trebui să semneze tratatul este domnul Ungureanu. Un act privat între niște persoane private nu ne este opozabil nici nouă. Mă rog, sigur, probabil că cei de la Bruxelles o să accepte semnătura domnului Băsescu, dar, din punctul nostru de vedere, este o anomalie constituțională și, după această perioadă anormală, este înțelesul meu cu și modul în care candidatul nostru la funcția de președinte, domnul Antonescu, vede lucrurile, fiecare și președinte și prim-ministru cu jobul lui. E corect? Așa, mă rog, sper. Mă rog. Da? Nu, nu ne călcăm pe picioare când e vorba nu, de prevederi legale. E un acord interguvernamental, e corect. E interguvernamental, e un acord interguvernamental care trebuie semnat de prim-ministru. Sigur. Guvernul domnului Boc. Eu am o părere acum, dincolo, nu pot să comentez nimic despre domnul Suciu. Problema noastră a tuturor este faptul că guvernul Boc, pentru că și domnul Suciu a dat în judecată guvernul când era condus de domnul Boc, nu? Guvernul Boc a pierdut în instanță, a pierdut în instanță procese și
guvernul are de plătit despăgubiri de aproape 1 miliard de euro, pe care 1 miliard de euro, sigur, printr-o ordonanță de urgență l-a amânat pentru 2016, dacă nu greșesc, dar la un moment dat tot o să trebuiască să dăm acel 1 miliard de euro. Problema este dacă domnul Boc și, sigur, ceilalți care i-au făcut documentele respective vor plăti sau vom plăti cu toții acel 1 miliard de euro care este al domnului Boc. Asta cred că e marea problemă, dincolo de faptul că domnul Suciu a dat în judecată guvernul. Sunt mulți oameni, zeci, sute de mii de oameni, care au dat în judecată guvernul Boc și pe baza faptului că guvernul Boc a adoptat acte normative greșite din punct de vedere constituțional și legal, au câștigat aceste procese și au de obținut bani de la statul român. Aproape un miliard de euro. Ori problema noastră este că acest 1 miliard de euro îl vom împărți între toți românii, deși greșeala nu ne aparține nouă, ci aparține unui prim-ministru, sigur, fost, acum șomer, care a greșit și care nu plătește pentru această greșeală. Da, dacă îmi permiteți, legat de domnul Suciu, sigur nu vreau să comentez foarte mult, dar probabil că numirea purtătorului de cuvânt al primului ministru al guvernului este singura zonă de acțiune a domnului Ungureanu. În rest, nu știu dacă are capacitatea de a mai schimba sau de a numi ceva. Și dovadă este și faptul că, dincolo de miniștrii despre care ați scris dumneavoastră mai mult decât am putea să vă spunem noi, vedeți cu toții, funcționează cu același aparat, aceiași secretar de stat, aceiași director de companii, aceiași director și demnitar, care mare parte dintre ei sunt și cercetați și asupra cărora planează nenumărate semne de întrebare. Deci capacitatea de mișcare a domnului Ungureanu se limitează la numirea purtătorului de cuvânt, probabil. Și aceiași prefecți, uitați-vă că prefecții de Vrancea și Buzău rămân în funcții pentru că sunt PDL și domnul Ungureanu, și dacă ar vrea, nu poate să-i schimbe din funcții. Așa cum rămân în funcții prefecții de Harghita și Covasna, care au spus foarte clar, noi nu suntem prefecții guvernului Ungureanu, noi suntem prefecții UDMR-ului aici. E în funcție, dar asta nu înseamnă că are vreun buton sau vreo... Da! Vă rog! Strategia USL nu îl include pe Mihai Răzvan Ungureanu nici în calitatea sa de independent, ceea ce e formal în acest moment, nici de fost sau autosuspendat membru PNL. Cred că în situația de autosuspendat, autosuspendarea asta e un fel de imunitate, nu mai poți să-i faci nimic omului. Este și domnul Predoiu, cred, tot membru PNL. Cred că este și domnul Cioloș, comisar european. Nu se poate spune că guvernul Tăricianu nu i-a dat cadre lui Traian Băsescu. Cadre bune chiar. Nu? Nu cred că are importanță acest lucru. Domnul Ungureanu are toată libertatea la orice opțiune politică de un fel sau altul. Condiția sa de fost membru PNL sau de autosuspendat nu îl împiedică niciun fel. Cert este că, așa cum am spus, Partidul Național Liberal nu este reprezentat în niciun fel. Din 2007 încoace, n-a fost reprezentat nici la SIE, nu e reprezentat nici în fruntea guvernului de către domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Dar, repet, omul are toate posibilitățile și legale și morale, din punctul meu de vedere, să aibă orice opțiune politică. Da. Așa cum a spus și domnul secretar general Dragnea, dacă nu mă înșel, zilele trecute, ținta noastră este ca în jur de data de 15 martie să avem desemnați toți candidații, mă refer aici, de la nivel de președinte Consiliului Județean până la nivelul ultimei comune din România. Acela este deadline-ul. Discuțiile sunt mai mult decât avansate și cred că nu sunt probleme, 95% din cazuri să spunem, cred că nu sunt probleme. Asta ne propunem, sigur, o să avem o oarecare aproximare. Sunt totuși localități multe în România. Ați văzut că unele chiar izolate. Dacă ne îngăduiți, noi ne retragem de la această conferință de presă.